Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, la Talk Show. Vă spune gazda dumneavoastră, Iulian Țimpea. Avem parte de un sfârșit de săptămână al democrat-liberalilor la nivel național până la urmă. La Târgu Jiu au venit primarul din Arad, domnul Gheorghe Falcă, și prim-vicepreședintele PDL la nivel național, domnul Cătălin Predoiu. Bună seara, domnilor! Bună seara! În primul rând, pentru ca telespectatorii noștri să știe, spuneți-ne care a fost motivul pentru care ați ales Târgu Jiul la sfârșitul săptămânii trecute. E un program pe care l-au stabilit organizațiile și de la centru și din teritoriu, de comun acord, să venim și să ne prezentăm proiectele, să stăm de vorbă cu oamenii. Deci e un program normal, așa cum s-au stabilit și celelalte filiale. Spuneți, cum ați simțit organizația de la Gorj, membrii, v-ați întâlnit cu dumnealor, ce v-au spus? În primul rând, ne-am prezentat proiectele și evident că ai apoi discuții cu organizația. Sunt optimiști, așa cum se întâmplă întotdeauna când suntem în opoziție. Suntem într-o etapă de construcție, evaluăm ceea ce se întâmplă la nivel național. Toată lumea în acest moment este surprinsă de marea impozitare pe care guvernul USL o împinge pe populație. Constatăm că există o mare diferență între promisiunile care au fost prezentate și faptele care se văd pe parcurs. Eu vin totuși dintr-o zonă unde USL nu este puternic, în Arad nu deține nicio funcție administrativă, de aceea în această mișcare prin țară sunt bucuros să văd că oamenii constată că au fost păcăliți în momentul în care a existat acel val mare de promisiune al stângii din USL. S-a trecut mai bine de un an de zile de la instalarea guvernului USL în fruntea României. Spuneți-mi lucrurile, cum s-au mișcat din punctul dumneavoastră de vedere? Avem o evoluție mai bună, mai puțin bună pentru România? Vedem, cel puțin în județul Gorj, dacă stăm să ne uităm de la începutul anului și până în prezent, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți aceste informații, au fost peste 1000 de disponibilizări. Vorbim despre firmele care prestau servicii pentru complexul energetic Oltenia și au dat faliment, au fost cariere private din zona Motru care și-au închis activitatea și foarte mulți oameni care erau poate unici întreținători de familie au rămas pe din afară. Haideți să vorbim în logica a ceea ce a spus dumneavoastră, că exact acest lucru simt cetățenii. În anul 2009 s-a preluat o guvernare. În momentul în care s-a preluat guvernarea, s-a întâmplat două lucruri negative. Un cost al statului foarte mare, generat de cei dinainte, și o criză. Cum poți să ieși din aceste două mari blocaje? Decât să reduci cheltuielile statului și să aduci bani publici în dezvoltare. În momentul în care aduci bani publici în dezvoltare, începe să meargă activitatea, sunt locuri de muncă și trecem de zona grea. În momentul în care guvernul României a reușit să aducă macrostabilitate, în momentul acela trebuie să te pregătești de a doua etapă de o creștere mult mai puternică și de o legătură mai exactă a ceea ce înseamnă cetățean și stat. A venit o lovitură de teatru în politica românească să spice un guvern și să preia opoziția puterea. De aceea vorbim de un an și șase luni de guvernare USL, un an și șase luni care înseamnă gestionarea aproape a două bugete. Deci a două bugete, a doi ani. Ce s-a întâmplat în parcursul acesta? În loc să-ți lansezi creșterea economică și să continui cu măsuri de a mări creșterea economică, am început să umflăm din nou statul. Au crescut cheltuielile în zona bugetară cu 16% și au crescut cheltuielile de funcționare a statului cu 20%. De unde le plătim? Trebuie să intrăm în buzunarul tuturor. Și în acel moment, banii pentru dezvoltare s-au micșorat. Dacă în criză, în 2011, România avea reducere de șomaj, astăzi, într-o macrostabilitate, România are o scădere, o creștere a șomajului, pentru că nu s-au dus bani în dezvoltare. Mai mult de atât, bugetul anului 2014 este mai tragic decât bugetul anului 2013, ceea ce arată, și dacă vă uitați și în acordul cu femeii, și-au însușit în curând de disponibilizări. Și atunci punem cele două tablouri. Momentul greu prin care PDL-ul a guvernat și
Până la urmă, cetățenii ne-au taxat. Dar momentul bun... Dar credeți că au uitat cetățenii perioada când dumneavoastră ați fost la guvernare? Vom vedea, vom vedea, nu spunem nu. Și momentul bun macroeconomic în care a intrat USL-ul și a dus România într-o spirală în jos. Care este astăzi rolul nostru? Rolul nostru este să ne recunoaștem anumite greșeli de parcurs și dacă noi vrem să schimbăm lumea, să începem să ne schimbăm noi. Și noi facem acest lucru, vorbim despre valori, despre alte gânduri în relația noastră, cetățean ca prioritate, familie ca prioritate și stat. Domnule Predoi, spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră perioada de guvernare a Uniunii Social-Liberale. E un eșec al guvernării pe toate planurile. Din punct de vedere economic, șomaj. Au promis 1 milion de locuri de muncă și sunt 10.000 de șomeri. Din punct de vedere economic, falimente. Au promis mediul de afaceri competitiv, ușor de accesat. Avem întreprinderi care sunt apăsate de noi taxe, peste 30 în ultimul an. Sunt apăsate de o birocrație sufocantă și care hărțuiește. Sunt apăsate de suprareglementare. Au promis că nu mai dau ordonanțe de urgență. Sunt campion la ordonanțe de urgență. Au promis, de asemenea, că vor avea un comportament corect față de cetățean și față de firme. Și comportamentul este incorrect. Deci, economic, eșec total. Se laudă premierul Ponta cu macrostabilitate. Macrostabilitatea a fost realizată, cum v-a spus și colegul meu, de guvernările anterioare. Pe de altă parte, creșterea economică, atâta cât e făcută pe seama agriculturii, care a beneficiat de un an foarte bun, din punct de vedere al condițiilor de vreme. Dacă dai la o parte agricultura din această creștere economică, o spun experții, creșterea e de 0,5%. Deci e practic stagnare. Dăm deoparte economică, unde, repet, e eșec. Și asta să simtem buzunarul cetățeanului. Din punct de vedere politic, au ținut-o din scandal în scandal, începând cu anul trecut. Au procedat la suspendare, au ratat dosarul Schengen, au distrus credibilitatea externă a României. Din punct de vedere a relațiilor diplomatice internaționale, zero. Să ai un premier care merge și primește liste cu ce are de făcut în țară, de la președintele Barroso. Să ai un premier care merge în Statele Unite și e întrebat de vicepreședintele Statelor Unite textual, Victorie, ce ai de gând cu România, înseamnă că ai un premier în care nimeni nu are încredere. Dar rezultatele de la alegerile parlamentare vă contrazic, practic. Vorbim de rezultatele alegerilor din decembrie. Exact. Bun. Și din decembrie și până astăzi m-ați întrebat ce au făcut. Eșec economic, eșec politic, eșec diplomatic. Și eu sunt absolut convins că aceste eșecuri se vor vedea și la europarlamentare, și la prezidențiale, și la generale. Poate să-l cheamă pe domnul Ponta aici. Să vină să ne spună unde e milionul de locuri de muncă, unde sunt firmele care s-au deschis, unde sunt cele 10 miliarde de investiții străine pe care le-a promis. Toate lucrurile astea au fost minciuni. Deci dacă cel puțin venea și spunea, uitați, eu preiau o țară deja stabilizată. Și o să încerc să o duc puțin mai sus. Măcar avea un comportament decent. Dar a fost și indecent să vii și să minți. Într-o moțiune de cenzură cu care ai dărâmat un guvern cu 9 luni înainte de alegeri. Cu 9 luni. În care ai spus că dai locuri de muncă, că aduci investiții străine, că vei respecta justiția, că nu faci gaze de șist, că nu faci Roșia Montană, că nu faci nimic din ceea ce ai făcut după, înseamnă că ai fost incorrect. Ești un om care nu ești corect. Minți cu nerușinare. Și de ce au forțat 9 luni de zile înainte de alegeri? Foarte simplu. Au forțat pentru că anumiți oameni din USL aveau probleme cu justiția. Așa se explică comportamentul absolut nedemocratic pe care îl are premierul atacând sistematic justiția. Și pe deasupra, și cu asta rezum pentru moment, la nivel strategic, cel mai grav lucru care se întâmplă este că pas cu pas, Uniunea Social-Liberală decuplează România de la agenda europeană. Ceea ce va avea efecte pe termen lung, pentru că în clubul european ai un loc respectat dacă respecti anumite standarde. Cum el nu le respectă, colegul lui domnul Antonescu le respectă. Cum USL un ansamblu practică o corupție care s-a dovedit, nu știu câți miniștri plecați din guvern pe probleme de corupție. Cum atacă statul de drept, îl atacă pe președinte sistematic, atacă justiția, încet, încet acești oameni dau un semnal în exterior că în România guvernarea
nu se mai ține de valorile europene, care înseamnă stat de drept, înseamnă lege, înseamnă fair play politic. Și atunci, unde vrea să ne ducă USL-ul, întreb eu? Vrea să ne tragă așa un pic mai la umbră? E foarte grav ce se întâmplă. Taxe, impozite sunt ușor de văzut. Deci, comportamentul acesta din interior, economic, să închid fabrici, că dau faliment firme, că avem șomaj, constatăm ușor. Nu? Vedem cifre, statistici, distăm la televizor. Dar la nivel strategic, această decuplare de agenda europeană e mai greu de sezat, dar există. Și vreau să atrag atenția asupra ei. Și încep să mă întreb dacă nu cumva e un comportament conștient al premierului. Ceea ce ridică un mare semn de întrebare cu privire la onestitatea acestei alianțe față de interesele fundamentale ale României. Ați discutat despre justiție ceva mai devreme. Știu că între 2008 și 2012 ați fost ministru al justiției. Din păcate, în județul Gorj, de la începutul anului și până în prezent, au avut loc numai evenimente neplăcute. Vorbim de foarte multe rețineri pentru 24 de ore ale unor oameni importanți ai acestui județ. În altă parte, domnule Falcă, la dumneavoastră la Arad se întâmplă astfel de lucruri și dumneavoastră vreau să-mi răspundeți cum vedeți lucrurile din punct de vedere al justiției. Bun, dacă mă rugați să vă răspund din punct de vedere al justiției în ansamblu, pot să vă spun că și acolo reformele au stagnat. Noi am lăsat treburile într-o ordine. În vara anului 2012, România urma să primească un raport de țară pozitiv și în toamna anului 2012, România urma să intre în Schengen, pe frontiera aeriană și frontiera navală. De asemenea, la 1 octombrie 2012 era programat să intre în vigoare cod de procedură penală. Ce s-a întâmplat? S-au oprit reformele, s-a trecut la procedură de suspendare, s-au amputat atribuțiile Curții Constituționale, raportul de țară din vară s-a ratat, raportul Schengen din toamnă s-a ratat, România n-a mai putut să intre în Schengen, cod de procedură civilă a fost amânat și tot așa. Deci, pe zona asta au trenat și au stagnat reformele. Vedem declarațiile premierului sistematice de atac la adresa justiției statului de drept. Cum pot să spun că lucrurile merg bine? Ce om de bună credință poate să spună așa se întâmplă într-un stat democratic? Eu mă întreb, acești oameni care pretind că fac politică pentru popor, când merg în străinătate și nu că le spun colegilor politicieni, dar le spun jurnaliști, juriști, oameni din societatea civilă, de aici și din afară, domnule, nu e în regulă ce se întâmplă. N-aveți un comportament democratic. Să mai gândesc la poporul ăsta sau nu? Deci merge prost și acolo. E tot un eșec al guvernării și pe domeniul justiției. Domnule Falcă. În primul rând, în fața justiției nu trebuie să existe oameni importanți. Asta... Vorbeam de funcții, că aveau funcții importante la nivel județean. Nu neapărat... Da, deci trebuie să fim... oameni care respectăm... Până la urmă, toți suntem egali în fața justiției. Suntem egali și... Sau ar trebui să fim egali. La fel și justiția își face datoria la ceea ce înseamnă raportul egal cu toți cetățenii. Și vă spune un om care am fost acuzat, am avut un proces, mi-am câștigat dreptatea în instanță, niciodată n-am vorbit despre instituțiile statului pe zona justiției. Domnul Predoi, evident, poate vorbi, a fost ministru, este îndreptățit. Alți oameni politici ar trebui să fie rezervați în momentul în care discută despre instituțiile respective, pentru că în momentul în care ataci astfel de instituții, etichetarea noastră ca o țară care nu respectăm instituții ale statului va fi în continuare, pentru că România suferă foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în 2012. Sunt un membru al Comitetului Regional la Bruxelles, știu ce a însemnat anul 2012, știu ce etichetă ni s-a pus atunci și indiferent că s-a pus eticheta pe guvernul României, pe Victor Ponta și domnul Antonescu, în realitate suferim toți. Exact. În realitate, o mare companie care vrea să investească în România, în momentul în care își face analiza, își pune semnul de întrebare. De aceea, uitați-vă cu cât sunt investițiile mai mici în 2013 decât în 2012. Deci, culmea că în România ieșise, de fapt, din criză. Anul 2011 a fost un an de succes, ieșirea din recesiune și în loc să ai această urcare, brusc s-a întâmplat ceva, culmea s-a întâmplat ceva când ai deja un guvern nou, cu posibile perspective, cu o susținere parlamentară de 60%, deci ar însemna că poți să faci reforme, să lansezi România,
brusc, de fapt, noi nu avem, nu suntem atractivi nici ca și investiții, nu reușim să atragem nici fonduri europene și atunci ne întrebăm de ce avem acum spirala așa. Că de fapt noi suntem într-o spirală în jos și lucrul acesta o să se simtă exact la cetățeni. Ce a spus dumneavoastră, am constatat aproape oraș cu oraș încep să aibă probleme mai mari decât în criză. Probleme mai mari în criză, când v-am spus, erau două lucruri dureroase suprapuse. Un stat umflat și o criză. Astăzi, totuși, avem un stat mai diminuat, deci nu sunt atât de mari costurile și totuși direcția noastră nu este corectă. Dacă ieșim pe stradă și întrebăm pe cetățeni dacă direcția este corectă, o să vedeți că răspunsul este nu. Dar știu, dumneavoastră puteți să spuneți aici și totuși domnul Ponta are o încredere. Și aici este rolul întotdeauna opoziției, că aici este de fapt echilibru în democrație. Dar există opoziție la ora actuală în România, domnilor? Asta vreau să explic. Trebuie să existe un echilibru în democrație, raportul putere și opoziție. Opoziția, dacă dorește să vină cu succes în fața cetățenilor, trebuie să se pregătească altcumva decât a coborât de la putere în opoziție. Rolul nostru prin aceste dezbateri, prin aceste gânduri ale noastre, este să arătăm că începem o procedură de schimbare. De schimbare a ceea ce înseamnă aplicarea pe valorile dreptei, de crearea acestor programe care să primească un sprijin popular major. Noi am reușit să prezentăm în fața colegilor noștri din Târgu Jiu aceste două proiecte ale noastre care, până la urmă, se pot îmbina, pentru că România are nevoie și de o altă imagine. După 2014 putem să ne lansăm într-o imagine nouă a României, pentru că întotdeauna după o competiție electorală și propriul cetățean, dar și cetățenii din exteriorul României pot reexamina pozitiv România. Dacă vom merge pe aceeași direcție pe care o avem acum, viitorul nostru este bine definit în zona blocării. Vorbeați despre 2014 și timpul trece foarte repede. Să zicem că mâine ar avea loc alegerile prezidențiale. Pe cine vedeți, domnilor, candidat din partea Uniunii Social Liberale? Cine va fi contracandidatul dumneavoastră? Eu vă spun că oricare ar fi, totul ține de fapt și de modul în care ne pregătim noi pentru aceste alegeri. Pentru că o pregătire bună, cu o armată pusă la punct, cu vibrație în interiorul partidului și în general în dreapta care să susțină candidatul, îți dă șanse cu oricare dintre ei te-ai confrunta. O șansă e în același timp și faptul că sunt foarte slabi amândoi și pe de altă parte n-au probat nimic în viața publică anterioară. Luați carierele celor doi și veți vedea că nu găsiți nimic notabil nici în cariera de ministru, nici în cea de parlamentar. Deci, Ponta a adus sediul energetic Oltenia la Târgu Jiu. Pentru noi, Târgu Gorjeni, sediul complexului energetic Oltenia. Da, adică a luat o foaie de hârtie și a scris de mâine sediu e acolo. Ce vi se pare că e așa de complicat? Și pentru noi, pentru Gorjenii, ar fi fost o lovitură destul de puternică. O decizie care vizează un aspect strict particular și o decizie birocratică. Nu e vorba de aici de o viziune, de un proiect, e vorba doar de interese locale. Pe de altă parte, când vrei să discuți de conducerea unei țări, de o viziune la nivel de țară, trebuie să ai în vedere anumite abilități, calități pe care cei doi în niciun caz nu le prezintă. Eu nu vreau să vorbesc aici de mine sau de colegul meu, m-ați întrebat de cei doi. Nici nu vreau să mă lansez în speculații, pentru că uneori e contraproductiv să spui vorbe înainte de termen. Îți spun însă că, din punctul meu de vedere, cei doi sunt de bătut. Deci și Crin și Victor. Da, bineînțeles. Domnule Falcă, cine credeți că va fi? Concret, dați-mi un nume. Credeți că va rezista Crin Antonescu, ținând cont că în ultima perioadă a existat foarte multe atacuri între cei doi? Au apărut atacuri chiar și de la Gorj la adresa lui Crin Antonescu. Ce confirmă această luptă din interiorul USL-ului? Că proiectul nu a fost făcut pentru interesul României și a românilor. Proiectul acesta USL a fost făcut pentru a prelua puterea. Ce a oferit acest proiect USL românilor? Două sloganuri. Unul anti-Traian Băsescu și unul anti-PDL. Cu aceste două sloganuri au câștigat competiția, în schimb ce au câștigat românii din această competiție.
Surprinzător, țara merge mai prost decât acum un an și 6 luni. Surprinzător, nu se văd perspective. Surprinzător, relațiile României cu ceea ce înseamnă politicile euroatlantice sunt deteriorate. De aceea, astăzi, cred că românii trebuie să se uite la... se vor uita, sigur, la acești lideri ca un cântar, ca pe un cântar. Iar dacă oamenii aceștia se vor duce în continuare în conflict, vă dați seama că ei vor fi, în primul rând, dușmani de moarte în timpul competiției. Iar un coleg de aici, de la PSD, o să-l urască pe colegul de la PNL. Asta înseamnă că împreună cei doi i-au mințit pe gorjeni anul trecut, în 2012. Și o să-i vedeți cum se bat cap în cap. Ce oferim noi? Oferim o a treia soluție. Există un proverb românesc: când doi se bat, poate să câștige al treilea. Noi propunem un candidat, eu spun cu un candidat al construcției de dreapta din opoziție, astfel încât să-i lăsăm pe acești oameni să se certe și să arate că i-au mințit pe cetățeni, că proiectul USL nu este un proiect pentru dezvoltarea lor, noi să ne asumăm greșelile trecutului, să ne producem schimbările noastre, să producem coagularea a ceea ce înseamnă dreapta și să punem valorile drepte în față. În momentul acela, electoratul mare de dreapta, posibil să ne vadă oameni serioși, și în momentul în care vom intra în competiție, nu trebuie să avem o competiție anti-ei, pentru că o să aibă ei în interior lupta anti-ei, și noi trebuie să arătăm oamenilor că avem proiect pentru România. Evident că o să comparăm proiectele și o să spunem ceea ce este deja vizibil. Uitați ce fac ei, uitați cum am făcut noi în momentele grele, dar uitați cum propunem în momentele în care trebuie să ne lansăm. Și atunci eu cred că dacă noi ne bazăm pe valori, ne unificăm și candidatul are deja o platformă și un vehicul puternic, vom fi cei care vom propune și vom câștiga în fața cetățenilor cu un proiect de țară adevărat pentru cetățeni, pentru familie, pentru patria ca un sumar de comunități și pentru o relație corectă în Europa. Anul viitor vom avea și alegeri europarlamentare. Credeți că vor fi un punct de cotitură pentru cei din Uniunea Social-Liberală, pentru că atunci ei vor candida pe liste separate? Și după cum bine știm, în campaniile electorale fiecare scoate ce are mai bun în dotare. Săbii, topoare sau eu mai știu ce mai se mai practică. Mai mult de atât. Și Partidul Conservator a anunțat astăzi că intră singur în alegerile europarlamentare. Deci asta înseamnă că și televiziunile se vor bate. Foarte important. Deci vedeți ce am ajuns de fapt. Partidele au ajuns instrumente a unor televiziuni. Vor fi cei trei care au spus oamenilor că ei uniți o să facă bine, în același timp ei vor intra într-un conflict. Dar am spus înainte, responsabilitatea noastră este să ne unim și noi. Foarte important. Dacă noi creăm unirea și cetățenii văd dezbinarea acolo, înseamnă că noi avem un parcurs corect. Credeți că se va rupe alianța USL la alegerile europarlamentare, domnule Predoi? E posibil, pentru că e o alianță bazată pe interese personale, pe interese de grup. Nu e o alianță care a urmărit cu adevărat un program pentru acest popor. Dar pe de altă parte, o spun că și într-o variantă și în cealaltă, revin la ideea centrală pe care o explic și colegilor de care am ocazia. E important ce facem noi, ce alternativă pregătim noi, cât de credibil vom fi noi, cu ce echipe venim, cu ce programe venim, ce listă avem, ce discurs avem. Toate lucrurile astea acum fac obiectul activității noastre în interiorul partidului și eu sunt foarte optimist că, muncind așa cum s-a muncit și în ultimele luni, vom progresa și vom reuși să recâștigăm încrederea electoratului. S-au făcut sondaje de opinie în această perioadă. Știți cam la ce nivel vă aflați dumneavoastră, da, și din Partidul Democrat Liberal? Ultimul sondaj în casă, făcut pentru noi, pentru activitatea noastră, neapărat pentru program de marketing politic. Deci e un sondaj foarte riguros făcut, ne plasează la 20% în acest moment. Iar Uniunea Social-Liberală a scăzut față de perioada noiembrie-decembrie, când au câștigat... Nu a scăzut foarte mult. Nu a scăzut. Deci trebuie să fim realiști, nu a scăzut, trebuie să continuăm acest efort de opoziție. Pe de altă parte, e și o inerție, vedeți? Există un anumit conservatorism în opinii al oamenilor, dar până la urmă oamenii te vor judeca după rezultate. Nu au rezultate. E un eșec al guvernării
nu vor reuși să salveze guvernarea, din păcate pentru români, și inevitabil asta se va vedea și în sondaje. Nu mai avem foarte mult timp din emisiune, vreau să vorbim și despre complexul energetic Oltenia, foarte puțin ce-i drept în mare, pentru că noi gorjenii și toți gorjenii de fapt sunt foarte interesați de soarta acestui gigant energetic care vrem, nu vrem, practic asigură viața, să-i spunem așa, în județul Gorj, între ghilimele. De fapt, nici nu ar trebui să folosesc ghilimele, probabil. La Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat desfășurat la București în această vară, ministrul energiei Constantin Niță a spus așa, destul de clar, că în acordul semnat cu Fondul Monetar Internațional se prevede că în anul 2014, februarie mai exact, spunea dumnealui la acea dată, pachetul majoritar al complexului energetic Oltenia să fie privatizat către un investitor strategic. Se vorbea tot atunci de o privatizare minoritară, de un pachet de 15% prin infuzie de capital. Nu s-a mai ajuns aici pentru că anul acesta a fost unul destul de slab pentru gigantul energetic. Am avut chiar o perioadă de 2 săptămâni în care niciun grup energetic nu a funcționat și n-am intrat deloc în sistemul energetic național, lucru care nu s-a întâmplat la noi la Gorj. Cum vedeți până la urmă soarta acestei companii? Se va ajunge la o privatizare majoritară până la urmă? Pentru că oamenii de asta sunt interesați. Dacă se va privatiza majoritar și dacă vor exista disponibilizări masive? Vedeți ce spuneam mai devreme și eu și colegul meu, rezultatele. Care sunt rezultatele? Să nu pățească precum la CFR Marfă. Că au încercat să privatizeze și a ieșuat. Și sau de ca ce? La Olchim. Sau ca la Olchim. Pentru că domnul Niță, pe care l-ați citat, trebuia să prezinte o strategie energetică națională în luna septembrie acestui an. Așa ne-a spus domnul premier Ponta în primăvara acestui an. E filmat la Academia Română când a spus până în luna septembrie avem strategia energetică națională, o prezintă domnul Niță. Domnul Niță a venit în septembrie și ne-a anunțat că nu mai avem strategie energetică, o amână pentru 2014, dar asta numai dacă găsește bani pentru experți care să redacteze strategia. Cred și eu că domnul Niță n-a avut timp să facă strategia, că a fost ocupat pe acolo, pe la minister, că înțeleg că se plimbă și pășnă 1,5 milioane pe la minister, mai nou la minister, legat de hidroelectrică și așa mai departe. Deci, ce șanse reale pentru privatizare, pentru a găsi un investitor serios, pentru investiții, și nu numai aici, ci în general în România, că tu nu ai o strategie energetică națională. De aceea sunt foarte sceptic. Eu nu vreau să îngrijorez și să mă joc cu temerile oamenilor și cu sentimentele lor. Nu vreau să fiu cinic. Dar în același timp e datoria mea de opozant să atrag atenția că în măsura în care nu ai o strategie clară, nu ai o viziune clară, nu poți stârni nici interesul investitorilor. De aceea a ieșuat Olchim. De aceea a ieșuat privatizarea CFR Marfă. Marfă, pentru că nu au o strategie. Nu, și asta e chemat să facă guvernul. Nu să taie bani cu forfecuța. E chemat să elaboreze politici, strategii, ca să le spună lumii, să atragă investitori, să existe încredere, predictibilitate, reputație în exterior a țării, rating de țară. Asta e treaba unui premier. Ori, din păcate, în aceste condiții, nu văd cum s-ar putea prefigura un succes pentru privatizare. Nu le fac. Dumneavoastră vedeți că aveți o problemă cu complexul energetic Oltenia. Cet Arad are niște datorii. Îți parcă dau și răspunsul. În 30 de ani se va dubla consumul de alimente. Estimare. Și dacă greșesc ei estimarea, poate nu se dublează, dar oricum va fi un consum foarte mare. Asta înseamnă că va crește și consumul energetic. O să avem nevoie de cât mai multă energie. Asta înseamnă că fiecare țară, dacă nu-și creează corect structurile de producere a energiei, costurile vor fi atât de mari, pentru că cererea va fi atât de mare, încât o să avem noi o problemă. De aceea este nevoie să gândești o strategie pe zona respectivă. Aici și noi avem o vină, da, deci și noi avem o vină, deși în mandatul guvernamental s-au gândit aceste complexuri mari ca să poată să reziste în piața asta mondială. Eu chiar am cerut la Arad să știu care este strategia națională în momentul în care CET-ul din Arad trebuie să aibă o investiție. Mai merg pe resurse cărbune? Vin pe gaz?
Mai mult de atât, eu sunt fiu de miner, taică-mea a fost artificier și eu înțeleg ce înseamnă mineritul. Noi nu putem abandona această meserie, avem această resursă. Întrebarea este, legăm resursa de consumator? Eu chiar am discutat să vedem dacă pot să iau cărbune de la Țebea, pentru că în ceea ce înseamnă distanța de aici până la Arad, costul propriu-zis se triplează sau poate chiar... Da, se triplează și atunci îmi pare ineficient în comparație cu gazul care l-am în curte. Și n-am primit un astfel de răspuns. Și nu putem gândi o dezvoltare pe bază de cărbune. Astfel încât ministerul mi-a aprobat investiția pe gaz. Asta înseamnă că în curând, posibil în 2-3 ani, noi nu mai suntem consumatori de cărbune. Dacă noi nu mai suntem consumatori de cărbune, dacă un alt CED nu mai este consumator de cărbune, dacă economia îți scade și nu mai are nevoie de energie, ce am făcut cu resursa pe care o avem, cărbunele? Cu resursa umană care lucrează în aceste complexe? Am ratat proiectele de țară. Așa trebuie să vedem toate aceste lucruri. Pe mine mă interesează cum va funcționa acest complex, pentru că poate îmi dă cărbune mai ieftin, poate îmi gândește transportul cărbunelui legat cu CFR, poate se dotează cu ceea ce înseamnă transportul acesta și ieșim mai ieftin și putem da drumul la ciclu. Toate aceste lucruri le pot gândi vizionarii. Și eu spun că România are nevoie de vizionari. Eu am avut șansa să lucrez cu o comunitate mică, evident, nu cu o națiune, dar orașul meu arată astăzi mult, mult mai bine decât a arătat atunci când l-am preluat, pentru că am avut viziune și am pus în practică exact politicile necesare ca să duci drum, să dai drumul la această dezvoltare. Gândiți-vă că eu trăiesc astăzi cu un șomaj de 1,6%. Periculos de mic. Periculos de mic ca să mai mi-aducă mie economie. Astăzi, întreprinderile pot să mă ocolească dacă au nevoie de forță de muncă numeroasă. În schimb, am trecut pe alt gen de întreprinderi. Am adus în Arad o companie care face componente de elicoptere cu mecanisme super computerizate, cu muncitori deja super calificați. Nu înseamnă că trebuie să ai instituții superioare ca să fii super calificat. Am ajuns să mă plec pe astfel de economie pentru că nu mai am forță de muncă în zona respectivă. De aceea, proiectele acestea a unor oameni vizionari pot fi multiplicate. La fel, oameni vizionari pentru România avem nevoie, mai ales când știm că vrem să fim independenți energetic, că avem puterea aceasta. Gândiți-vă la imaginea României cu harta văzând munții și apele coborând din munți. Ce microhidrocentrale care ne rezolvă problema consumului local. Ce hidrocentrale puternice ca să poți să aduci o cantitate, un cost mai mic a ceea ce înseamnă prețul energiei, astfel încât productivitatea muncii să fie mai bună. Pentru că noi nu primim salarii în sistemul privat mai mari, pentru că avem o problemă de competitivitate și de productivitate. Atunci când luăm în calcul toate cifrele, o să vedem ce înseamnă resursa aceasta de energie. Oamenii care înțeleg acest fenomen pot să creeze pentru România un plan și a început un plan. Pentru că exact aceste complexe a fost o gândire de a ține propriu-zis un preț al energiei în exterior combinat din ceea ce înseamnă producerea de energie. Ce am constatat în acest plan? Nu mai există cui să mai dea energie. Dumneavoastră a spus, nu mai merge pentru că n-ai cum. Cine mai consumă astăzi de energie dacă economia evident noastră... Nivelul la consumul de energie la nivel național a scăzut în ultima perioadă, destul de mult. Asta și spun. Și asta, când vrei să vezi avem dacă... 5.000 de megawatți oră... Dacă n-ai creștere industrială. Dacă n-ai creștere industrială. Asta, deci un om politic, știți cum simte când se duce economia așa? Întreabă cât energie am consumat. Dacă vă aduceți aminte odată de la televizor, Traian Băsescu a spus că el lunar verifică consumul de energie. Și dacă consumul de energie începe să crească, înseamnă că motoarele încep să urce. Dacă consumul de energie începe să coboare, înseamnă că am luat-o în jos. Și atunci cine este de vină? Nu cred că este de vină nici muncitorul care lucrează aici, nu cred că este vină nici excavatoristul care îmi ia cărbunele, nici cel care mi-l transportă, este de vină viziunea politicianului de la București, care astăzi guvernează, lui merge bine, oamenilor din jur să simt bine, pentru că ei nu văd
efectul. Pentru că eu spun că eu nu vreau să fac politică pentru ei. Vreau să fac politică uitându-mă la repere. Vreau să întreb pe oameni din familiile noastre. Ei sunt primii care o să ne spună s-au scumpit medicamentele, s-a scumpit energia, s-a scumpit piața. Ei ne dau imediat radiografia. Eu nu mă uit în statistici, eu mă uit la oameni. Și oamenii aceia ne spun foarte rapid ce se întâmplă. Eu am rezistat acelui val USL în 2012 pentru că am avut o relație sinceră și corectă cu cetățenii, că au văzut că am fost corect când s-au luat greșeli, s-au luat decizii greșite și am recunoscut, că au văzut că fac eforturi pentru ei și că lucrez cu ei. În momentul în care le asigur locuri de muncă oamenilor, este primul pas de a le aduce zâmbetul. În momentul în care le aduci șomaj, este cel mai mare pericol pentru o familie. De aceea reperul meu nu este statul, ci este cetățeanul și familia. O ultimă întrebare înainte de finalul emisiunii. Ați adus în discuție numele lui Traian Băsescu ceva mai devreme. Spuneți-mi, va mai juca un rol important la alegerile din 2014? Știm cu toții că a fost și este un strateg foarte bun. Practic nu a cam pierdut toate cărțile pe care le-a jucat, au fost câștigătoare. Pentru că a fost un om care s-a bazat pe valori și pentru că este un om care lucrează cu expertiză. Astăzi cred că este omul politic cu cea mai bună expertiză și cu cea mai bună relaționare. Gândiți-vă că noi discutăm astăzi într-o Românie cu cea mai mare securitate din istoria României. Este omul politic ca șef de stat care vrem nu vrem a mărit suprafața României prin ceea ce am câștigat cu insula șerpilor. Gândiți-vă că este omul care relaționează corect cu partenerii europeni. În comparație cu cine? Cu ceilalți doi care n-au relații corecte, care sunt tratați doar prin faptul că ocupă poziții publice, nu pentru că există un anumit respect al concepțiilor lor despre ceea ce înseamnă democrație și viziune. De aceea Traian Băsescu, eu cred că este omul politic cu cea mai bună expertiză, iar dacă noi vom fi într-un parteneriat cu Traian Băsescu și într-o mișcare de dreapta unificată, putem crea perspective pozitive pentru România. Deci va avea un rol important și în 2014. Și în măsura în care noi reușim, repet, să resuscităm partidul, pentru că, vedeți, succesele despre care vorbea colegul meu au fost totdeauna în tandem. A fost o relație foarte, foarte bună și, practic, au fost 4 bătălii prezidențiale câștigate, nu 2, pentru că trebuie să socotim și suspendările. Și la fiecare partidul a fost acolo, prezent și a contribuit din plin la acest succes. De aceea eu spun că în acest moment cel mai important lucru pentru dreapta este ca în partid să repornim aceste motoare, să căutăm oameni noi, să-i aducem în arenă, să rezolvăm problemele care mai sunt de organizare, de comunicare și să intensificăm acest efort de opoziție. Datoria noastră să facem opoziție acestui guvern pentru că nu lucrează pentru cetățeni. Dar vom vedea o alianță de genul de la parlamentare ARD? Eu cred că atunci lumea nu a recunoscut pe buletinul de vot cine se află cu adevărat în partidul alianța română. Și-a exprimat deja. Da, pentru că am făcut-o foarte repede. Repet, în trecut au fost alianțe de succes, alianțe de insucces. Rămâne de văzut, nici prea devreme nu trebuie să vorbești. Esențial acum este ca partidul să crească. Și a crescut 14%, avea în primăvară 20%, are acum. Nu e mult, dar e o bază pe care să putem construi mai departe. Cât vă propuneți să aveți o ultimă întrebare pentru prezidenția? Cum spuneam mai devreme, nu trebuie să vorbești mai mult decât e cazul la momentul potrivit. Ce e important acum este să refacem structurile, să refacem relația dintre noi și alegători, să recapătăm încrederea oamenilor, să-i lămurim că de data asta e o pregătire a guvernării. O guvernare care nu se pregătește e o guvernare improvizată și te aduce imediat în opoziție. Noi trebuie să învățăm lecția asta. Domnilor, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumim. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine.